M-am aflat săptămâna trecută în mijlocul comunității ortodoxe românești din Knittelfeld, localitate situată în landul austriac Steiermark. Cele câteva sute de familii care alcătuiesc această parohie sărbătoreau un eveniment important nu doar pentru românii din Austria, ci și din întreaga diasporă, anume împlinirea unui an de la intrarea prin donație în proprietatea parohiei ortodoxe românești a unei biserici romano-catolice. Trebuie să menționez faptul că parohia din Knittelfeld este una dintre cele 6 unități administrative ortodoxe românești care funcționează pe teritoriul Austriei. Ea a luat ființă pe 8 noiembrie 2004 cu binecuvântarea preasfințitului Sofian Brașoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Austriei, Germaniei și Luxemburgului, și totodată prin efortul depus de părintele Cristian Greuceanu, care a reușit să adune în jurul Sfântului Altar câteva zeci de familii de români ortodoxi. Numărul acestora a sporit, ajungând în prezent la 200. Până în urmă cu un an însă, enoriașii din Knittelfeld nu au avut propria lor biserică, părintele Greuceanu fiind nevoit să oficieze slujbele într-un lăcaș de cult romano-catolic situat în cimitirul orașului. Dar iată că în anul 2009, conducerea Ordinului Călugăresc Capucin din Austria a hotărât să cedeze comunității ortodoxe românești o frumoasă biserică monument istoric, zidită între anii 1705 și 1709. Odată intrată în proprietatea parohiei din Knittelfeld, biserica a fost împodobită cu o catapeteasmă adusă din țară, cu icoane bizantine, iar Sfântul Altar a fost refăcut aproape în întregime. Odată restaurat, lăcașul de cult a primit ungerea cu Sfântul și Marele Mir din mâinile înalt preasfințitului Serafim Joantă, mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord.